Darius Valcov nu s-a prezentat nici la noul termen din dosarul strămutat la Târgu Jiu. După ce data trecută fostul ministru al finanțelor a anunțat în scris că nu poate lipsi de la muncă pentru a veni în fața instanței, astăzi situația s-a repetat. Avocatul oficialului a declarat că va fi prezent la viitoarele termene. Nu a putut să vină astăzi la proces sau ce s-a întâmplat nou, fiind de altfel și primul termen în începerea cercetării judecătorești. Probabil că o să fie la termenele următoare. Vom începe administrarea de probe. Și desigur, fie că împreună, fie că numai apărătorul, oricum vom fi prezenți la administrarea probelor. Contestați rechizitoriul? Contestăm probele administrate, iar rechizitoriul în sine, din punctul de vedere al apărării, este un scenariu cu privire la persoana clientului meu, în sensul că pe niște relații profesionale desfășurate între niște societăți și funcționari de la OCPI, probabil pentru a se da un mai mare impact acestei cauze, a trebuit să apară și domnul Valcov, care n-are nicio treabă. Și ceilalți avocați au cerut amânarea procesului în vederea pregătirii apărării. Cum vi s-a părut decizia judecătorului? N-a acceptat nimic. Ciudată. Da, judecătorul e suveran, face ce. Domnul Valcov nu a venit. Întrebați-l pe avocatul dumneavoastră. Nici clienta dumneavoastră. Normal că vom cere toate probele, să se refacă toate probele în acuzare și vom propune și care este apărare. Motivul pentru care cereți acest lucru? Acuzațiile formulate în dosar sunt neadevărate și n-au niciun fundament. Este vorba despre un funcționar care după program desfășura o activitate remunerată la o altă societate. Nu e interzis. Luare de mită este dacă nu desfășori o activitate, ori la venea zilnic la servicii. Magistratul de caz a stabilit ca următoarea înfățișare să aibă loc pe 20 noiembrie. Consilierul premierului Viorica Dăncilă este acuzat de instigare la dare și luare de mită, procurorii având informații că Valcov ar fi mituit un funcționar din cadrul oficiului de cadastru.